Sper că v-ați făcut ghiozdanele și v-ați pregătit păpucii de drumeție. Fiindcă pornim într-o călătorie destul de lungă către locul unde pufosul o să-și facă o nouă bază. Da, m-ați auzit bine? Am decis într-un livestream stream de breaza haiducilor că mi-aș dori să fac o nouă bază undeva și ce loc este mai bun dacă nu pe o insulă de mașrum unde nu se spanează niciun mob și nu trebuie să-ți capul cu creeper și cu scheleți și cu zombi și cu alte nebuni de genul acesta. Și am găsit o insulă destul de încăpătoare, doar că este un pic, un pic cam departe din nefericire pentru noi. Iar până o să ajungem acolo, o să vă las cu câteva secvențe pe care le-am filmat împreună cu Blue în momentul în care am terminat de făcut sistemul de reston de la, cum la cum spune, de la ferma de gold, așa, de la ferma de aur și cu momentul în care, bineînțeles, ne-a și plătit, ne-a dat o recompensă pe cinste, aș spune eu. Hai, soldat, mișcă, 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 soldat. Mișc, mișc, dar de ce? Mișcă, mișcă, mișcă. Nu, mișc. nu, nu, spune că vă lași ceva mole la mine în cap. Nu, 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 că se o în armură prima dată dacă e. Ah, ok, ok. Că te, te vedeam așa, știi, cu animația asta și era aici pregătit, nu știu dacă e ăla de animație, și părea ca și cum... Ah, da, că eram pe scară, așa. da, 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 da. Da, da, da. <laughs> Mi-o vă frică un pic. Un pic de fecale. Da. M-ai um, um, da. uh, chemat aici pentru, pentru chestia asta pe care eu nu nu înțeleg, dar îmi explici tu și sunt sigur că după o să înțeleg măcar ce cuferă să deschid. Ai cap de delfin? Uh, da. Deci ar trebui să fiu un, un mamifer inteligent atunci. Ar, ar trebui, dar eu fac parte din uh, grupul ăla de, de delfini care delfin? nu sunt atât de inteligenți. Delfinii care lasă ouă sau Da, da, da. Ce e, omule drag? ai vrut un sistem da. de sortare care să okay. ți facă direct blocuri de gold, nu? Yep, exact Așa. asta am vrut. Și asta Aici sunt crafterele, nu? Care yes. fac cheme. Da. Aha. Aici azi vin blocurile de gold, poți să te duci mai jos să mai pui cufere până jos de tot dacă vrei. Nu, ca să, ajung, să, ai spațiu nu, de stocare. Existăm. Și în partea asta, la aici, ai zis că vrei să ai un sistem care să-ți umple șurcărele cu Rotten Flash și să le bage aici, uite, două șurcăre pline cu Rotten Flash, deja. Adică toți șurcăre pline deja. Uh, ok, ok. Deci ăsta ți se încarcă automat, când e plin, îl sparge, îl bagă în cufer, aduce altul din cuferul ăsta. Cuferul ăsta văd că uh -huh. e cam gol. Știu că mi ai dat tu câteva șurcăre, îs uh, în dispenserul ăsta și în dropper de acolo de jos. Ah, ok. Am ah, înțeles. Nice, nice. E bun atunci. Deci practic ăsta e un Shulker Loader, un încărcător de șulcăre, îți încarcă de rot în flash îl sparge, îl bagă în cufer, pune altul gol în locul lui. Mă, aici e mult mai simplu decât ăla pe ai? care l-am găsit eu acum ceva ani. E mult mai simplu, dar și e foarte compact, aș spune eu dacă mă întreb pe mine. Da, pe ce? E 1 2 3 4 5 6 7 pe 3. Atât ai. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, pă, e. E. Și aici, e, aici e mega simplu, ok? E, da. Aici sus ai uh, un uh, crafter care îți craftează okay. din nuggeturi în lingouri. Uite la de acolo din capăt. Ah, ok. Așa, okay, okay. și lingourile ajung în uh, sancufărul ăla pe care l-ai deschis, după aia mai jos e crafterul care craftează din uh, lingouri în blocuri de gold. Ah, nu, astea au trebuit puse cu alte craftere care să acționeze ca și un fel de filtru pentru că vezi din uh, lingouri de aur poți să faci mai multe chestii, nu numai... Mm -hmm, <laughs> da, și să nu-ți <laughs> facă nuggeturi, yeah. să-ți facă bloc. Exact, exact. Și aici ah, sus avem excelent. un alt crafter care funcționează ca și filtru pentru pistonul ăla cu cum îi spune la asta, observer, care se formeze un clock în momentul în care sunt nuggeturi înăuntru. Ah, nu ok, ce, ok, da, da, da. da super. Ce, ceva de genul ăla. Și da, ai, aici sus bridge. e sistemul de stocare, a? Și aici de sus, de sus e sistemul de, de sortare, da. Primele două mm -hmm. cu lingouri de aur OK, da, că Așa. direct acolo și să craftează. da. Următoarele trei sunt cu pepite de aur. Okay, După okay. aia următoarele trei sunt cu Rotten Flash și, și ultimul ăsta e cu, capete. E cu capete, da. Și acolo în lavă ajung toate săbile. Foarte bine, sincer să fiu, mă bucur că ajung săbile acolo. Știu că în ultimele în ultimul sezon parcă, când făcusem mm -hmm. treaba asta, ne-am ocupat și de un sistem cu bambus care să le prăjească, dar nu, îți trebuie mult prea multe furnesuri, nu merită. Da, nu prea să merită, e bătaie de cap, e... Da, no, în teorie, sincer. În teorie am făcut toată chestia asta să fie spawn proof, deci nu ar să se spawneze absolut nimic pe ele. Și aici sus, okay. din mai ce nu poți să folosești apă nether. Da. Trebuie să folosești pistoane cu, de astea, cum le zice, cu... Cu slime-ul. Cu slime blocuri, cu slime, așa. Slime bloc, slime chestii, și da. Itemele ajung aici jos. Am pus aici o bucățică de miere. Ok, un bloc de miere. Mierea, cum ar veni, ține itemele lipite de ea, știi? Și atunci, în momentul Aaaa. în care le împinge, ca să nu le împingă foarte departe, o țin lipite de ea și pică fix, cum ar veni aici pe blocul ăsta. Oxidian, da. Da, dar pică cumva și pe colțul lui, pe marginea lui, când așa fel încât când e împinsă de pistonul ăsta, să vină pe aici mm -hmm. pe lângă hopere, știi, ca să să fie luate ah, itemele da, de hopere. Da, da. Deci merge, Lea. merge pe două blocuri itemul cum ar veni, știi. Pe margine ah, la două super, blocuri, da, și atunci merge aici și face dreapta unde l-ai lăsat tu să facă. Exact, exact. am pus atât de multe din astea că în cazul în care de exemplu, dacă vezi în fiecare din ăsta sunt câte 18 bucățele de, nu știu, roată în flash da, sau da. gold Nugget sau așa. În cazul în care vine un stack și ceva de iteme să avem trei pentru ăsta sau câte două sau așa, știi? să fie luate. Ah, da, 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 am înțeles, ca să, ca să nu, se piardă sau să meargă în foc. Da, să nu meargă în foc, să nu se piardă ai Dacă pică capete mm, mm. în foc sau săbi, aia nu-i deranjează. Ah, ai relevant. Gold mai important. Asta, da, E cel mai important pe aici. Clocul ăsta, nu știu sigur, 100% dacă se blochează sau nu. Eu de fiecare dată când am venit pe aici se bloca clocul, adică era oprit, cumva. Mm, Și okay. atunci, ce facem ca să-l deblocăm? Da, avem butoane aici pe lateral. A, Ah, ok, Cap gata, și numai pești pe un buton. Da. E exact. clocul ah, e pus la, la cum le zice, la astea, patru pistoane. Oh, am căzut <laughs> Băi, măcar n-o murit, Deci <laughs> măcar n-o <-am> murit. <laughs> Eu, mai nu pot să cred așa ceva. Am okay. ajuns înapoi la locul cu uh, cu ghinion. Sau, so, partea asta. După cum ziceam, aici, clocul ăsta, care activează, practic, toate patru pistoanele de aici. Uh -huh. Și, ce se întâmplă, spuse puse tot câte două pistoane în formă de L, ca să nu poată să da. zboare itemele de la un piston la altul, știi? Și, astea ah, două înțează. pistoane de sus, deci, practic, aici, sus, avem, după cum poți să vezi, câte un dropper la fiecare parte, la fiecare din astea patru părți, și... Uh -huh cu clocurile astea făcute din observere, ok? Da, și în fața da. lor avem puse câte un picuț de pânză de pe ca să stacheze itemele. Deci în momentul în care le dropează dropper-ul, dropează mai multe iteme între lor, le stachează și atunci pică tot odată, știi? Ah, okay, când trec okay, prin pânză, nice. da. După care sunt împinse acolo jos și acolo jos are și o bucată de pânză ce mai ține un picut toată treaba aia. Dacă vrei mm, să vezi mm. cum funcționează, cel mai simplu îi să îi piși cu un bulgare în gură la unul. Stai, 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 nu, 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 da, nu, da, nu, da, stai, 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 stai. Nu, nu. ia. Că să mai spaunează, Și care e problema la ferma asta din ce am să vă... Mai apar pitici din ăia. Pe unde? Și să blochează, da? A, ah, ok, nu, ah. nu-ți blocați. Bun, poți să dai cu... Și da. Și cam asta ți-ar fi e. sistemul. Aici, nu, jos, Zi. A cinită jos, dacă te uiți, astea ar trebui, în teorie, din moment ce au gold nugget să funcționeze, cred eu. Da, uite, funcționează. Da, am văzut că mai băgat încă un bloc de aur acolo, ceea ce mă bucură. Ia uite, mai mult gold aici, mai multe nugget în partea aia, da, funcționează. La tine nu vreau mai multe care dar aparent <laughs> trebuie. trebuie, trebuie. <laughs> da, o să trebuiască să-l folosești, n-ai ce să faci. Da, n-ai ce să să faci. Este, oricum bune, bune, facem emeralde, aduc aici clerici și da, da, chiar, da, poți să-i pui chiar aici Da, poți să-i pun chiar în partea asta Îi încastrez, în încastrez în sticlă Îi castrez, hă? Nu, îi încastrez în sticlă Hai îi închizi în sticlă A, cuvinte premium, cuvinte <laughs> premium Da, 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 știu, știu <laughs> no, Bă. Acum, după ce mi-ai prezentat întreaga, întregul mecanism, am înțeles cum funcționează, e mega șmecher, îmi plac explicațiile tale, n-aș să-l refac, dar măcar înțeleg cum funcționează. E bine. Dai, Măcar, funcționează. Dacă vine cineva, știu să explic. Și acum, întrebarea mea cea mai mare este: care e prețul pentru tot asta? Părerile au fost, cum să zic eu, mixte. Mm. Unii oameni au zis uh, un stack de blocuri de diamant, alții au zis ah jumătate de stec, alții au zis okay. un stec și ouă de snifere, un stec și nu știu ce. Eu zis că totuși nu e chiar așa de complex de făcut ăsta. O, o, o durat nu zic, un pic. nu e complicat, e complex. Da, e un picuț complex dar nu foarte și nici nu e foarte extraordinar de mare ca să zici așa. Uh -huh. Uh, cu toate materialele ce le-am folosit și ce am mai cumpărat de prin stânga și de prin dreapta, eu am zis da. că undeva la vreo 20 de blocuri de diamant ar fi suficient. 20 de blocuri de diamant, zici. Uh, ai un ender chest? Să mă verific prin buzunare? Caută-te liniștit. Ok, ok. Deci, 20. Asta înseamnă că dacă vorbesc cu Dark vine câte 10 de fiecare. Uh, uite, fii atent. Știi cum facem? Eu n-am să-ți plătesc acum și trebuie să mă mm -hmm. întâlnesc cu Dark. Mm -hmm. Îți dau 24 de blocuri de diamant pentru că probabil o să mai am nevoie de serviciile tale și mm -hmm. o să rămânem în, în relații bune. 24, dar ți le livrăm noi acasă în, nu știu, 3-5 zile lucrătoare. <laughs> no, mă flăcăi, ajuns am și la locul cu pricina și ne-o prins și noaptea pe drum. Din păcate s o pierdut pe drum și filmarea cu bloc când mi-a dat plata, însă plata, o plomo, este aici. Ia uite. Avem he he, 36, diamant, 36 de blocuri de diamante, aveam înainte numai 12, să ținem minte acest lucru. Și bineînțeles că o parte din diamantele astea o să se ducă înapoi la Blue, fiindcă trebuie să mă duc să îmi fac și o armura frumoasă cu... Cum le zice? Armor trimuri, cred că? Cred că armor trimuri le spunem. Însă, care e planul nostru aici? Ei bine, treaba e în felul următor. În partea asta, aici, în spate, Ia să parchezi aici așa pe o Nevermind. Am ratat. În partea asta în spate mai avem încă o insuliță și cred că undeva în partea din dreapta ar trebui să mai fie încă una sau ceva de genul ăla. Asta e o insulă, o liecuță, o liecuță mai micuță și aici avem portalul din Nether. Deocamdată aici ai plasat. Dar cum ieșim din portal putem să ne ducem direct în... În ce direcție aici? Hai să mă să vedem. Cred că e înspre... Nici nu știu. Ar trebui să scrie pe acolo pe undeva facing... Facing East, așa, în Est. <laughs> deci mergem în Est. Și aici, în Est, avem Dita Mai Insula, pe care să ne facem noi nebunia și să ne facem treburile. Deocamdată am doar a Tata parcelă făcută cu iarbă, și iarba este de o culoare splendidă. Este la fel de vibrantă și la fel de frumoasă ca și în junglă sau în baie mola ce s-a băgat acum mai nou, ce este combinație între câmpie și junglă sau ceva de genul ăla. Deci, de asta am ales. ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am ales uh, insula asta de, de mașrum. Al doilea ar fi faptul că nu se spanează niciun mob pe insulița asta, în afară de gas, nu gasuri, fentemuri. <laughs> Sparează gasul pe insula de mașuri, m fost nebunie. De fantomuri dacă, dacă cumva nu dormim, se spunează fantomuri aici noaptea. În schimb, nu se spunează absolutamente nimic pe treaba asta. Uh, hello, textură stricată de la Andrăceas, mulțumesc. <laughs> Jesus. Și deocamdată avem doar parcela asta făcută cu iarbă. Și aici o să vină prima mea căsuță de pe insulă. O să fie o căsuță de fermier frumoasă, elegantă, i-am făcut deja dimensiunile, tot ce trebuie să mai fac este să mă duc să adun o grămadă de materiale. Și pentru asta, bineînțeles că o să fiu nevoit să mă duc, cred că, înapoi acasă să-mi pregătesc niște șurcări cu materiale, deși avem ceva șurcări pe aici, dar nu știu sigur câte chestii am. Am nisip. Ok, astea sunt cu materiale pe care le-am folosit în mare parte la cum îi spune, la shop-ul nostru, la magazinul nostru cu căței. Ok, ok, avem ceva materiale pe aici, cum ar fi bomb blocurile alea ne sunt folositoare, chestii de rest sau în cazul în care avem nevoie, niște luminițe, niște cupru și alte lucruri și alte trestii, dar eu o să am nevoie de alte, de alte chestiuțe pe aici, așa că o să mă duc frumușel și o să mă pun să-mi adun materiale de care am nevoie pentru căsuța noastră. După cum ziceam, deja dimensiunile le am. Am făcut exteriorul ei, cum ar veni. L-am făcut în Creative, să văd cam ce model vreau să... Mă rog, să văd modelul, cum ar vrea să fie și așa mai departe și... Bineînțeles că odată ce am făcut treaba asta ar trebui să cam știu și de câte materiale am nevoie și cred că mai am pe undeva pe aici ascunse niște shulker shell-uri, deci cred că o să pregătim unul sau două care cu materiale și de acolo încolo totul este istorie. S-au adunat și materiale necesare, poate chiar mai multe decât aveam nevoie pentru viitoarea noastră căsuță de aici. Și o să începem prima și prima dată cu niște reteracota și cu niște bon blocuri ca să așezăm un picuț cât de cât în peisaj forma casei, și, mă rog, forma pe care o să aibă casa. O să, nu o să mai fac un timelapse, că tot am făcut timelapse-uri și, sincer, devin un picuț cam uh, plictisitoare și repetitive din punctul meu de vedere. O să trecem așa un picuț în peisaj ideea sau ideile pe care le-am eu în... ca să formez construcția, să zicem așa. Și construcția asta o să aibă o... ca și un fel de living, ca și un fel de cameră, să zicem living, <coughs> un picuț mai mare. O să fie un pilon de genul ăsta aici și până la celălalt pilon o să fie nouă blocuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bam. Deci o să aibă în total 11 blocuri în lățime căsuța noastră, fiindcă aici o să vină zit, uite așa. După care, de la blocul ăsta până la următorul, o să avem, dacă bine îmi amintesc eu, 15 blocuri. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15 și ăla vine acolo. Deci în total o să fie 17 blocuri. Pac, 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 pac și pac. Uite, e așa frumos. Și acum mai și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bam, și vine blocul ăsta aici. Și ăsta o să fie, să zicem așa, dreptunghiul principal. Deci asta o să fie baza casei, baza principală a casei. Dar pe lângă asta o să mai avem câteva chestiuțe în lateral. Și o să am pe o parte, pe asta sau pe cealaltă să fac oare? Cred că pe asta o să fac treaba asta. Deci aici o să avem așa, 1, 2, 3, 4, 5 blocuri și o să vină un pe aici. După care în partea asta arată și 1, 2, 3, 4, 5 și tu acolo. Bam, 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 bam. Și aici o să fie, nu știu sigur să vedem, poate o să fie o bucătărie sau ceva de genul ăla, nu știu, încă nu m-am decis încă în interior ce o să fie în, în partea asta, dar posibil să fie o bucătărie sau ceva, ceva în genul respectiv, sau poate o să fie, I de nou aici o să fie un fel de intrare principală și așa mai departe și aici, vedem, vedem pe parcurs. Ideea este că aici sus o să avem un balcon atunci o să putem să vedem toată splendoarea insulei de aici în partea asta. În partea asta văd că avem un deal, deci nu o să-mi bat prea tare capul cu ce o să fie în direcția asta. Și aici o să avem un, 2, 3 și 4 blocuri. Și iarăși în partea asta la altă un, 2, 3 și 4. Pac. Și aici, dragii mei, o să avem iarăși o cameră în care o să facem noi ceva. Vedem noi ce, încă nu știu 100%. Dar asta știu sigur că o să aibă o intrare, probabil că aici o să fie intrarea principală, aici în față, deci aici, să zicem așa, o să avem intrarea principală fix în, în locația asta și atunci o să avem încă o intrare secundară, probabiluț că pe aici, pe undeva prin spate, ca să putem să intrăm și să venim aici în căsuța noastră să ne facem treburile și socotelile. Putem să spunem că forma casei noastre este gata. Avem acolo un dreptung mai micuț, din încă unul și aici am un dreptung mai mare, care o să fie practic mainul casei, o să fie camera principală a casei, restul o să fie niște construcții adiacente, aș putea să le zic, sau lipite chiar de casă, în care o să avem alte cămăruțe și alte chestii de genul ăsta. Pe partea asta, unde avem un picuț mai mare, lățime, treaba, camera, hai să zicem camera, avem puse sus, făcută o margină mai degrabă, din scări. Pe partea unde avem asta albă, pilonul ăsta alb, avem o scară de cuarț și probabil o să continuăm și aici în jos cu un bloc de cuarț sau două, vedem noi ce și cum, ca să se îmbine mai frumos un pic cu treaba de aici. Și sus avem, bineînțeles, făcută uh, tot așa o margină, făcută din scări de pricuri. Și, desigur, că o să mai continuăm și în jos așa cu un picuț de bricuri, o să fie ideea cam ceva în genul următor. Spre exemplu, să zicem așa ceva și poate așa și poate, nu știu, aici o să vină diferit sau etc. Dar ideea în sine este că pe alocuri în casa asta vreau să arate ca și cum asta ar fi tencuită și pe aici este căzută tencuiala de pe cărămiți am cam ăla țelul și ăla ai schema pe care pe care vreau să o induc aici. La să ne luăm asta înapoi și o să ne ocupăm de treaba respectivă în momentul în care o să vrem să dăm detalii clădirii. Dar odată ce avem făcut uh, shape-ul, cât avem făcută forma, putem să ne apucăm de acoperiș. Și pentru acoperiș am ales să avem două culori. Bine, mai degrabă nu culori, dacă stăm să ne gândim. <laughs> am ales albul, Jesus Christ, man, dă ăsta. A, așa, nevermind, tot s-a Ce nu-mi place când îmi pică blocurile și nu le colectez? A, pe lângă faptul că am puține materiale, mai trebuie să mai și fug după ele pe aici pe colo. Am ales albul pentru margine, după cum ziceam. Și uite așa o să avem aici o margine făcută din smooth quartz. Și am ales interiorul acoperișului să fie făcut din um, deep slate tile stairs. O să mai vină și alte tipuri de scări de dipslate în combinație, dar deocamdată vreau să avem cam atâta, vreau să avem partea asta albă, adică să avem forma acoperișului. După ce avem forma acoperișului gata, putem să mai modificăm chestii pe aici, pe colo și să vedem cum mai adăugăm niște lucruri care să ofere niște detalii acoperișului nostru. Și cu acoperișul gata este momentul și timpul să adăugăm câteva chestiuțe pe aici, pe acolo, pe la căsuța noastră ca să arate o leacă, o leacă și o idee mai bine. Ceea ce ar trebui noi să facem în momentul de față este să mai facem încă câteva slaburi din astea. Bada bim, bada bum. Și încă câteva slaburi din asta. Poate astea. Să... De fapt nu, cred că, cred că mi-ajung astea pe care le-am momentul de față. Și o să am nevoie de bomblacuri. There we go. Și acum ne ducem aici sus. Pe partea asta și aici probabil că de fapt stai să-mi amintesc eu aici dacă bine ține eu minte cred că venea un pic diferită toată schema. Da ce vreau să fac acum este să adaug aici încă două chestiuțe care să fie ca și niște geamuri or something. Și o să vină probabil scăpă aici așa ceva de genul ăsta și o să fie de două blocuri și din cu acela fel uite așa ca să avem un pic de spațiu între ele să nu se interconecteze cumva. Și astea ar trebui să vină cap de trei înălțime, ceva în genul, uh, ups, ăsta, there we go, mă mir că l-au pus blocul așa, sincer, trebuia să-l pun așa, <laughs> Interesantă treabă. Bun, și acum aici, bineînțeles, o să spargem astea de aici, cu speranța că nu o să picăm, și o să avem ceva de genul ăsta, pac, 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 aici în față de sigur o să astupăm deocamdată, pe partea asta la altă la fel, și acum ce urmează să facem este să le facem acoperișul la chestiile astea. Și ca să putem face acoperișul la chestiuțele astea, trebuie să avem ceva de genul ăsta. Uite așa și tu o să vii acolo. Fiindcă și deoarece o să avem un acoperiș făcut din slaburi. Uite așa frumos. Și acum o să avem un slab acolo. După care o să avem un slab mai sus. Și încă unul un pic mai sus cum ar fi ăsta și încă unul aici și aici o să vină spartă scara asta și o să avem un slab pus fix acolo ceva în genul ăsta de aici după care pe partea asta bineînțeles că o să avem făcute niște găurici ca să ne putem face treaba și o să avem slaburi de genul ăsta puse uite așa doar că pe partea asta o să umple toată, toată zona asta. deși n-aș vrea să le umplu cu slaburi, aș vrea să le umplu mai degrabă cu blocuri, să pun slaburi doar unde nu pot să pun blocuri. Cum ar fi acolo, acolo și așa mai departe. Și exact aceeași chestie o să facem și pe partea asta, altă, ca să -i dăm, dacă ne uităm noi un pic din depărtare, să îi dăm un pic de forma acoperișului pe partea stângă. Acum nu se vede din pricina faptului că este gaură acolo și nu se vede mare lucru, dar o să se vadă foarte frumos în momentul în care o să avem umplute chestiile respective de acolo și o să vedem că avem o chestiuță diferită pe partea stângă a casei față de ce avem pe partea dreaptă. Putem spune că mai marile detalii, să zicem, au, au, am alunecat de pe acoperiș, am alunecat la fântână, putem să spunem că marile detalii pe care trebuia să le dăm casei noastre sunt cam gata. Avem aici făcute extensiile astea două, să zicem așa, ale acoperișului, unde probabil o să vină niște geamuri, mă gândesc eu, după ochiul meu. Și, într-adevăr, aici am schimbat un picuț treaba ca să nu se mai vadă prostiuțele alea. Să vedem, am niște blocuri la mine, am niște blocuri la mine, super. Niște scânduri de astea de bambus. Am schimbat aici un picuț, un picuț acoperișul ca să nu se vadă blocurile astea două care ieșeau în mod normal. Mojang-ul ar trebui să facă o chestie. Ar trebui să implementeze posibilitatea de a adăuga două slăburi una peste alta, indiferent de ce tip de slăburi. Nu contează că e din dipsleet sau că este din cuarț. Ar trebui să le putem pune una peste alta, să formeze un bloc întreg. Da, cine știe. Poate pe viitor. Ar fi interesantă treaba respectivă. Și acum, ce trebuie să facem noi este să ne punem frumușel. A, ah, da, stai, stai, stai pufle, stai. Nu te grăbi așa de tare, ca fata mare l-a măritat. Am pus în spate aici avem un loc pentru șemineu și în partea asta altă, aici în mijloc avem iarăși un loc pentru șemineu. Deci am ales să pun două șemine sau două locuri pentru șemine, ca să zicem așa. i bine, aici m-am gândit că o să fac o scară dintr-o parte și din alta care o să urce la următorul nivel și aici putem să avem un șemineu care să încălzească cum ar veni o mare parte din casă. Din coace iarăși să avem un șemineu care să încălzească camera asta de aici. Poate chiar să avem un șemineu din la open space, cred că ar fi interesant. Open space în ideea în care să fie așa gol aici și să plutească cum ar veni, cum zice, pornul. Cred că la... cred că horni spune, dacă nu mă înșel eu. Ceva de genul ăsta ar fi foarte, foarte interesant să facem un șemineu de genul ăsta și aici jos avem focul, iar un picuț mai sus, unde o să avem noi terasa, putem să punem și pe partea asta, poate șemineu, sau dacă nu o să rămână doar ăsta de aici, dar mă gândesc că poate putem să punem și aici pe partea asta un șemineu, și pe partea asta la am putea fix aici unde este hornul ăsta făcut din taf bricuri, folosit taf, domnule, într-un final, um, am putea să punem probabil o, cum îi spune, o zonă de grătar. Dacă tot avem dita mai terasa, cred că ar, fi, ar prinde bine și ar merge destul de bine o zonă de grătar aici, în, în partea asta de aici. Și o să fie o casă destul de, destul de frumoasă. Dacă avem și grătar pe acoperiș, domnule, cine mai are așa ceva? Cine mai are așa ceva? Acum tot ce trebuie să facem este să ne decidem cam pe unde o să vină geamurile și ușile. Și aici sunt ferm convins că o să vină o ușă, 100% convins de treaba asta. Și m-am gândit să fac uși și trapdoor pentru, cum le spun, pentru obloanele de la geamuri din bambu planks. Și atunci ușa o să vină ceva în genul ăsta aici și ca să fie și mai interesant un pic ușa, o să-i adăugăm aici deasupra. Cred că trebuie să-l pun de pe partea cealaltă, așa e? Bam! Uite așa o să adăugăm un trapdoor de bambus și arată ca și cum ar fi o ușă un pic mai înaltă, după care aici putem să spargem chestiuțele astea două și să punem aici așa frumos două geamuri. Pe partea asta, uite aici așa, pac, pac, direct două trapdooruri de bambus, care să ajute ca și, să arate ca și niște obloane, nu să ajute. Am putea chiar să folosim tehnica pe care am folosit-o la clădirea cu cățelușii, și să le punem cumva așa din lateral și atunci să vină ceva în genul Stai să să un bloc de pe aici. să vină poate ceva în genul acesta iar în partea asta la altă să avem pus un bloc aici și să vină pus ceva de genul ăsta și atunci ca și cum ar fi oblonul deschis să zicem așa dar nu este chiar drept da, am putea, să, am putea să facem treaba asta și aici să lăsăm așa. Aici să fie între deschis, aici să fie deschis cu totul și să fie pus pe perete. Mm. Nu cred că am nicio șansă aici să-l... Sau? Ia stai să vedem. Dacă fac treaba asta și... Ok, nu. Și dacă îl pun invers o să se deschidă în afară, deci n-am nicio șansă a, da, că unul trebuie să fie cumva pe interiorul blocului și unul, într-adevăr, deci ciuciu, ciu, ciu, pe partea asta nu am posibilitatea să fac chestia respectivă. Dar cam asta o să fie meseria mea acum, să dăm, practic, oarecum detaliile finale casei, ca să zicem așa, adică trebuie să mă duc de -a, pe alocuri și să mă uit să vedem cam pe unde aș putea să bag câte un geam, aici iarăși ar fi un geam dublu, de exemplu, destul de interesant. Singura parte nasală la Minecraft este că nu putem să facem un anumit frame la geam, tot ce putem să facem este, de exemplu, dacă vrem să avem un geam un pic mai interesting, să zic așa, putem să facem o treabă de genul ăsta, pac, pac, și atunci arată ca și cum ar fi un, cum îi spune în limba română, că tot frame ul vine în cap, ca și cum am avea o, o, ramă pe centru geamului și atunci chestia ar despărți geamul și ar ieși cumva așa în două din astea. Dar dacă facem treaba asta, o să arate nașpa din apropiere, pentru că nu o să avem un geam propriu-zis aici. Și aș cam vrea să am geamul propriu zis la clădirea asta. Și atunci cred că o să rămână așa. Și cel mai probabil, la fel ca și dincolo, o să venim cu o schemă de genul acesta. Tu treci acolo așa. Și din coace în partea de jos o să punem una așa și o să vină treaba asta. Și în partea de sus, iarăși o să facem o chestie asemănătoare, cel mai probabil tu o să vii acolo. Iar... Sau am putea să-l punem, am putea aici pe partea asta alta să-l punem direct așa. Pac și pac. Bam, bam. Și asta să fie deschis de tot, ăla să fie între deschis sau să le schimbăm orientarea, doesn't really matter. Doamnelor și domnilor, domnișori și domnișoare, cam asta e interiorul casei. <laughs> am adus toate deșeurile pe care le-am avut pe afară, bine, deșeuri, toate materialele pe care le-am folosit, Iar s-a stricat textura la Ender Chest, incredibil. Am adus toate materialele pe care le-am folosit la construcția casei în interior, ca să nu mai avem nebunii pe afară și chestii lăsate random. Și exteriorul este gata. Avem toate detaliile puse. După cum puteți să vedeți și voi, am adăugat un mic acoperiș în fața ușii, așa frumușel și drăguț, ca să nu te plaie când ieși din casă și bineînțeles am pus și geamuri, după o mică, mică dezbatere cu iubițica mea, am ajuns la ideea să punem geamuri light grey, adică gri deschis, fiindcă avem prea mult alb în casă, cam ăsta a fost argumentul suprem care m-a convins, <laughs> e un pic cam mult alb în casă și dacă mai puneam și, mă rog, nu e foarte mult, e decent, e ok, e perfect cât alb este în casă, dar dacă puneam și geamuri albe era nu era prea, nu era prea drăguț. Însă toată combinația asta pe care am ales-o se prezintă destul de binișor, în special schemuța asta de trebdoruri de, de bambus și uși de bambus. Arată și frumos, arată ca niște uși de la o casă de fermă sau o uși de la fermă, cum ar veni. Ca ai ușa și aici parcă ai o plasă sau ceva care să blocheze muștele și ui, țânțare să-ți intre în căsuță. Pentru construcție am ales o tehnică mai, în... cu vorbele lui Maluma de Tenerife sau Marcel de la Insula Iubirii, dacă mi se permite, mai Al Alan, da, așa, mai e Congo Jambo, dacă, dacă, mă înțelegeți ce vreau să zic. Nu știu sigur cum îi spune la tehnica asta de construcție, dar avem practic blocul ăsta de red teracota, adică teracota roșie, care este folosit pentru pereții casei și blocurile de bone împreună cu cele de smooth quartz, care le folosim pentru a face cadrul casei sau marginea ei, ca să zicem așa. Și ca și un bloc complementar, care să fie pus random, aleatoriu, pe aici, pe colo, am ales cărămizile. Cărămizile au o textură aparte față de teracota. Dacă bine știm noi, smooth quartz, spre exemplu, teracota, văd că până și bomb blocul și dacă ne mai amintim noi dintre blocurile care sunt prin Minecraft până și concretul, nu prea au o textură foarte interesantă. Adică la, distanță, dacă e să ne ducem un pic mai departe, putem să vedem că e ca și cum avea o linie albă și acolo avem roșu. Deci nu, nu are nu știu ce textură. Și am ales blocurile de cărămidă pentru a da un picuț, un picuț de textură casei, și să, să o fac un pic mai interesantă de la distanță când o privim. Așa de aproape, practic, nu are așa micuță importanță că ne uităm la ea și zicem, bă, ce cu toate blocurile a puse random? Blocurile sunt puse random fiindcă, ce m-am gândit așa în capșorul meu, în mintiuca mea, partea asta cu teracota roșie e ca și cum ar fi tencuită casa, adică aici este tencuită casa și are o culoare. Și pe alocuri o mai căzut în la de pe ea, fiindcă e o casă veche de fermă, și nu s-au ocupat încă oamenii de treaba asta și au rămas, practic, casa netincuită pe alocuri, <laughs> ca, ca să zicem așa. Avem și cele două șemine, cele din centru, care o să încălzească cum ar veni zona asta și un picuț din mijlocul casei. Și avem și șemineul ăsta de aici, din spate, care să încălzească partea de -alaltă. dar bineînțeles, o să încălzească casa în momentul în care noi o să ne punem să facem interiorul, că deocamdată o rămas așa. La acoperiș nu am mai lucrat, deși eu o să vreau pe viitor să modific un picuț pe aici pe acolo, să mai adăugăm câteva blocuri, doar așa ca să dăm iarăși o leacă de textură acoperișului. Că acum este așa, arată ciudat. Din punctul meu de vedere și din perspectiva mea, dacă folosim un singur tip de bloc, arată ciudat orice chestie pe care construi o Trebuie să armonizezi un picuț lucrurile și să combini un picuț blocurile. De asta și aici la coșurile astea de, de horn sau la hornurile astea, cum doamnele spune, am folosit două tipuri de taf, adică fost ăsta polished cumva și ăsta la care este sub formă de bricks, ca să ca să dea o textură un picuț, un picuț mai interesantă hornului, după cum putem și noi să vedem pe aici. Și în principiu, pe aici, pe părțile astea, cam, cam, așa arată. Cam asta este căsuța noastră. Deocamdată, bineînțeles. Pe aici, pe jos, după cum ați văzut înainte, am pus trebdorul astea. Dacă am pune trebdorul să luăm, de exemplu, și să-l punem așa, ar arăta foarte ciudat. Nu știu, mie mi se pare că arată foarte ciudat, că e așa pur și simplu o linie de culoare care, dacă te uiți din stânga sau din dreapta, doar așa poți să vezi un picuț de adâncime. În schimb, dacă iei frumos trebdorul ăsta și îl pui aici așa, și este un trebdor acolo și ăsta, parcă disloci un pic cu... Ce cuvânt să mai folosesc eu? rupi uh, rup linia respectivă și o transform în două linii care se unesc cumva în colțul ăsta de aici și atunci arată, arată, un ob... arată ca și un oblon. Din orice parte te-ai uitat și din orice unghi te-ai uitat, arată ca și un oblon care îi deschis. Deci am ales să pun astea de jos așa, adică pe marginea sticlei și astea să fie pe interiorul sticlei. E bine, aici jos pe viitor poate să punem niște iarbă sau niște mos și o să pun niște floricele pe la geam ca să arate un picuț, un picuț mai drăguț. Și dacă avem pus uh, ăsta, dacă l-avem pus aici pe interiorul sticlei, nu o să putem să punem floricicele respective. De asta am ales să facem treaba asta. Prin zonele pe unde cred eu că o să punem niște, niște floricele. În rest, uite, acolo sus, din păcate, scara aia nu ne permitea să punem trebdorul ăla mai în afară, așa că am făcut treaba respectivă. Și pe partea asta alătă, spre exemplu, am făcut invers treaba asta, că acolo nu cred că o să punem flori la etajul respectiv de acolo. Și în spatele casei, dacă aruncăm o mică privire, avem o mică grădină. Și am ales să fac totul cu, cum le spune, garduri de bambus, căutam cuvântul română, dacă vă vine să credeți, și cu porți din astea de garduri, tot din bambus, odată la câteva blocuri, ca să facă gardul un pic mai interesant, să nu fie doar gard așa simplu, guard. Auzi la auzi lai că numai în romgleză vorbește. Da, mie <laughs> e Odată la câteva blocuri avem puse niște lanternuri ca să lumineze toată grădina asta pe care avem noi în spate. Aici avem o poartă. Prima și prima dată am făcut cu trebdoruri de bambus, partea asta de sus, care practic fie ca și un fel de mic acoperiș, dar nu prea mi-a plăcut, fiindcă puteai să vezi prin ele și mi se pare ciudată treaba respectivă. Și m-am întors înapoi la trebdorurile de sprus, vechiul spruz cel mai folosit lemn din Minecraft, cred că. Și aici avem puse câteva garduri de oak, care să fie un picuț, un picuț mai închise decât cele de bambus, doar așa ca să dea o tentă de umbră, ca și cum arbate soarele, să zicem, din partea asta, și acoperișul ăsta de aici creează un pic de umbră aici și un pic mai multă umbră pe partea asta la altă. Și în spate, deocamdată, am atâta. Am niște pepeni și am niște dovleci în grădina mea. Fiindcă n-am morcovi, nici cartofi, nici grâu, nici... Ce se mai poate planta în Minecraft? Ră Rădăcini, doamne, ridichi. N-am nici ridichi. Așa că am plantat câțiva... Pardon, nu scuzați, Burp City. Am plantat câțiva pepeni și câțiva dovlecei. Și am făcut o micuță cărare pe aici pe acolo ca să ne putem plimba în jurul lor de la ușița noastră de aici. Cărarea, desigur că o să vină schimbată pe viitor și o să vină un pic mai diferită. Și aici o să avem plătate și alte chestii pe lângă dovlecei așa, și cred că o să fie și mai mare un pic grădină dacă stau eu bine să mă gândesc. Că e, e foarte ciudat să <coughs> mă lasă și vocea acum. E foarte ciudat să ai practic grădina ta de mică și să ai cărare așa de mare. Probabil o să vină pe aici, pe margine, spre exemplu, o cărare mai îngustă de un singur bloc sau ceva de genul respectiv și grădina să vină până pe aici, pe undeva așa. Aici să mergem spre zona asta aici și să avem cărare așa pe aici, pe centru și pe aici, pe lângă ce cemineul nostru și pe lângă ca să, să fie cărăruia un picuț, un picuț mai îngustă. Ca să putem să plantăm cât mai multe chestii, care arăta mult mai interesant cu o grămadă de chestii plantate aici în spate. Da. Pentru o casă de început pe viitorul viitoarea noastră, cum să zic eu, um, nu găsesc cuvântul. moșie așa, moșie, cuvântul ăsta îl căutam. Deci pentru o casă de început, pe viitoarea noastră, moșie, se prezintă bine, îi mare, în încăpătoare. Putem să mai ducem hai ducem în vizită pe aici, să le facem sus o cameră de oaspeți. Să chemăm la un grătar. Și pe când o să avem cai, să-i chemăm și la alte joculețe și treburi și socoteli. <gătări> Însă, dragii mei, aceste lucruri fiind spuse, aici o să încheiem episodul de astăzi. Moș Puf, am rămas cu skinul de moș aparent și cred că o să rămân cu skinul ăsta aici la moșie. Moș Puf vă mulțumește foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest episod. Nu uitați să lăsați un micuț like la acest video dacă v-a plăcut și un micuț subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, v-am salutat. Să aveți grijă de voi. Ciao, les!